Salut, sunt Darius. Iar eu, Vanessa. Și suntem dansatori în Comuna Prata. Astăzi o să vă prezentăm un joc tradițional specific a acestei zone. Nu numai Prata, ci chiar Câmpiei Transilvaniei, și anume Românescele. Este un joc foarte vechi, de trei feluri, și anume românește de preumblat, românește de învârtit și românește în pontul. Ele se execută exact în ordine în care vi l-am zis, așadar o să începem cu româneștele de preumblat. Româneștele de preumblat presupune un început cu un plieu. Ce înseamnă plieu? O fandare puțin pe piciorul drept. Și piciorul stâng fiind plasat un pic mai în față, se trage piciorul stâng către tine. A, asta înseamnă plieu. Asta e plieu. Da, bun. Și atunci pasul începe în felul următor. Plieu,
stâng în față, drept în față, drept în spate și stângul rămâne pe loc. Calci pe stângul, dreptul în față, încă o dată dreptul și te-ai întors. Ei, de aici începe un pas în oglindă, și anume fandarea pe piciorul stâng și plieu cu piciorul drept, și anume dreptul în spate, dreptul în față, stângul în față, stângul în spate și dreptul rămâne pe loc. Calci pe dreptul, stângul în față, stângul în față și ai ajuns la poziția inițială. Cam așa sunt pașii pentru românește de preumblat. Începem acum cu românește de învârtit. Ce e un pic diferit de cele de preumblat e faptul că are la bază pirueta fetei și o anumită preparație, un pic alți pași, dar e foarte simplu. Să începem. Plieu, mâna, facem o un semicerc. Pe dreptul mâna ajunge la umărul fetei, pe stângul înapoi și începe o rotire cu dreptul la băiat și o piruetă normală cu stângul. Am ajuns în poziția asta în care urmează un pas în oglindă, adică cercul dreptul și anume plieu pe dreptul, dreptul în față, stângul în față, stângul în spate, dreptul rămâne pe loc, drept, stâng, stâng, drept. Urmează acum a doua preparație, la fel, pe dreptul semicerc, stângul mâna ajunge pe umărul fetei, drept în spate mâna ajunge înapoi, drept rotire, drept stâng piruetă normală. Asta au fost pașii de la băieți, acum o să vă arate pașii de la fete pentru preparație. La preparație, când începem să ridicăm mâna, începem cu piciorul stâng, drept, ne apropiem stângul în față, acum dreptul în față și pornim cu stângul și rotirea la fel tot cu stângul. Astea au fost pașii pentru românește de învârtit prima parte. Urmează apoi a doua parte de pași și anume drept, stâng, drept, stâng, drept, pași mărunți. Urmează acum a doi pași mari, stâng, drept, stâng, drept, drept, stâng. Ne-am oprit și urmează înapoi preparația normală. Drept în spate, semicerc, stâng, drept, mâna ajunge pe umărul fetei, stâng în spate, mâna înapoi, drept, stâng, rotire, drept, stâng, piruetă normală. Acum o să vă arătăm și partea asta a doua de pași din perspectiva fetei. Deci, drept, stâng, drept, stâng, drept, apoi doi pași mari, stâng, drept, stâng, drept, o semirotire, dreptul în față și stângul în spate. Și după aia urmează preparația clasică, care v-a explicat anterior. Asta a fost românește de învârtit. Acum începem cu românește în ponturi. Un joc care e interpretat mai mult de băieți. Se poate și cu fată, însă e mai greu că presupune multă mișcare și un loc și muzica trebuie să fie mai lentă. Așadar, o să vă arăt pașii pentru băieți. Deci, hai să începem. E un pas destul de elegant care trebuie executat cu grijă. Și anume, vârf în spate, vârf în față, călcâi în față. Vârf în spate, vârf în față, călcâi în față. Se fac pașii ăștia până se termină melodia, așa nu. După ce se face pasul ăsta până se termină partea de muzică, urmează și o cheie ca să încheie pasul ăsta, așa nume, stâng, pinteni. Pintene și are, necesită să stai drept, cu picioarele, călcâile apropiate, vârfurile puțin spre exterior. Începe pasul puțin mai complicat, al doilea pas, anume, o fandare grea pe piciorul stâng, piciorul drept în aer, întorcându-se spre dreapta. Și anume, stâng jos, drept, stâng. Drept te-ai întors înapoi, piciorul drept rămâne în aer, te fandezi pe el și te întorci spre stânga de data asta. Drept, stâng, drept, stâng, bătaie pe stâng ultima dată. Se face asta de 6 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piciorul stâng rămâne în aer, alți pinteni și urmează cheia de final, așa nume. Drept, stâng. Deci,
bătaie din palme, bătaie cu piciorul drept, piciorul drept jos, bătaie din palme, piciorul stâng, jos, bătaie din palme, piciorul drept, două bătăi, sus. Aici s-a terminat românescele de pontul și tot jocul ăsta românește. Încep și alte jocuri pe care trebuie să le învățați, bineînțeles. Fac parte de o suită specifică acestei zone. Urmează târnăveană, bărbunc, jocuri speciale pentru băieți. Pe doi pași, în două lături și se termină tot timpul cu un hârțac, care e un joc mai rapid.